SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat primul meci din grupele AHF European League, scor 39-29, cu echipa maghiară Vaz. Sportivele pregătite de Ben Dal au început grupa de AHF European League în cel mai bun mod posibil, câștigând detașat împotriva celor de la Vaz, ocupanta locului 5 în campionatul din Ungaria. După câteva minute de echilibru pe tabelă, elevele lui Ben Dal au reușit să se desprindă de adversare și au condus la pauză cu 10 goluri, 21-11. Asma El Gaui a fost cea mai bună marcatoare din tabăra oltencelor cu 11 reușite, 6 peste Gonzales și Liș 7 peste Levchenko. A fost cel mai bun meci din cariera tunisiencei în competițiile europene. Până la meciul cu unguroaicele, Asma nu marcase vreodată mai mult de 7 goluri într-un meci din competițiile europene. Celălalt meci din grupă, jucat sâmbătă, s-a încheiat cu victoria celor de la Viborg 27-24 în deplasare cu Chambre-Turin. Etapa viitoare, pe 22 ianuarie, SCM va juca în deplasare în Franța cu Chambre-Turin. Primele două echipe din cele 4 grupe merg în faza sferturilor de finală. SCM Râmnicu Vâlcea mai are de disputat restanța cu Viborg din AHF European League la sfârșitul acestei luni, meci amânat din cauza unui focar de COVID-19. Tot în grupele European League, Minaur a pierdut în deplasare cu SGBBM Bietigheim, scor 20-39, iar Măgura Cisnădia a cedat pe terenul echipei Herning-Cast Handball, scor 28-31.